Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în comuna Gorjană Crazna pentru a afla ce investiții sunt în curs de derulare și cât de pregătite sunt unitățile de învățământ pentru începerea noului an școlar. Asta intenționăm să aflăm de la domnul viceprimar Dumitru Blându. Bine v-am găsit, domnule viceprimar. Bună ziua, Sărmâna! Aș începe discuția de astăzi în primul rând cu unitățile de învățământ. Mai este puțin până începe noul an școlar și aș vrea să ne spuneți cât de pregătite sunt școlile, grădinițele. Da, sigur că primăria s-a interesat de această problemă și la ora actuală putem spune că școlile sunt pregătite pentru a începe în bune condiții anul școlar. Au fost lucrări de reabilitare, de igienizare. Grupurile sanitare au fost mici reparații puse la punct. Sigur că avem grupuri sanitare moderne, care, într-adevăr, în mod civilizat, sunt integrate în corpul clădirii, așa cum cer normele europene. Cadrele didactice deja și-au început activitatea de la 1 și mici retușuri din sălile de clase, împreună cu diriginții, directorul, s-au pus la punct. Deci putem să spunem că putem să începem anul școlar în bune condiții. Deci, igienizate, reabilitate, nu sunt probleme cu grupurile sanitare? Deci s-au făcut reparații la toate grupurile sanitare, mici defecțiuni, sigur că nu erau mari probleme. Igienizarea s-a făcut, totul e așa cum trebuie. Mobilier suficient în sălile de clasă? E mobilier suficient chiar și pentru grupa 0, cum zicem noi, care a venit la timp chiar de anul trecut. Sigur că mai sunt cu efectivele copii care mai se duc și în alte localități, dar s-a luat legătura cu directorii și s-a estompat, adică nu mai copiii rămân pe teritoriul localității noastre. A existat fenomenul acesta să se mute în Nu, alte să se mute comune în alte învecinate. comune, că condiții de transport, dar noi am asigurat și transportul, mai ales în partea zonei Dumbrăveni, deci plătit de primărie, prin Aveți un microbuz? microbuze, nu Da? avem, A, dar nu aveți. plătim și copiii se deplasează în bune condiții la școală. Dar nu ați făcut o adresă, o cerere către inspectoratul școlar pentru a vă da un microbuz pentru transportul elevilor? Nu ați Am avea nevoie? făcut, dar până acum nu s-a rezolvat. Să sperăm că în viitor se va putea rezolva și problema aceasta. Probleme cu decontarea navetei către cadrele didactice, cum stați la capitolul La acesta? capitolul acesta putem spune că au beneficiat toți cei care îndeplinesc, bineînțeles, conform statutului cadrelor didactice și sunt navetiști, beneficiază de respectiva indemnizație sau cât se prevede. Transportul în funcție de distanță, bineînțeles. Aș vrea să continuăm discuția de astăzi, domnule viceprimar, cu ce alte investiții la care ați lucrat în 2013, ce ați fi reușit să mai faceți? De exemplu, la capitolul infrastructură, drumuri, rețea de apă potabilă. Da, la infrastructură, în afară de modernizarea aceasta pe care am făcut-o, drumuri comunale, pe o lungime de 17,5 km, am făcut întrețineri drum comunale de astea pietruite. Sigur că în satele Burcești, mai ales, și un pic Burleștiu și avem să continuăm în toamna aceasta să-l pietruim, fiindcă noi avem un proiect Ca să-l asfaltați, nu? de modernizare în viitor pe bani guvernamentali. Asta a fost pe fonduri, cei 17 km pe fonduri europene. Dar până când se va aproba proiectul, trebuie să le întreținem cu material de acesta pietros. Da, mai ales că ne așteptăm la un sezon ploios, acum Da, toamnă, iarnă, vine. zăpadă, trebuie cât de cât făcută Da, vine infrastructura. octombrie care se anunță ploios Da. și trebuie să întreținem și aceste drumuri.
Aveți multe drumuri pietruite în Crasna. Este și o comună destul de întinsă, o comună destul de mare. Prin acest proiect care s-a terminat de modernizare, am redus substanțial aceste drumuri comunale care erau pietruite. Rămân în orice caz vreo 12-15 km pe care trebuie să le întreținem noi. Privitor la rețeaua de apă, putem să spunem că în proporție de 85% e rețeaua corespunde cerințelor și putem să spunem că toți cetățenii beneficiază de apă potabilă. Deci potabilă. Este introdusă, sunt branșați oamenii, nu sunt probleme. Da. Avem un proiect pe fonduri guvernamentale, dar tranșele au venit cum au venit. În anul acesta numai 1,4 miliarde. Lucrări s-au făcut, conducta este în majoritate, dar mai avem captarea și bazinul. Să vedem cum vor veni banii, să le terminăm și pe acestea și atunci și satele Cărpiniș, Radoș vor avea apă în viitor. Deci în cele sperăm. Două sate au mai rămas probleme. Da. Rețea de canalizare? Nu, avem decât o porțiune mică în satul Drăguiești, fiindcă atunci a fost prevăzută odată cu modernizarea drumurilor în zona aceea și avem pe o porțiune de 2 km și jumătate, cam așa ceva. Deci, în rest, în viitor, să sperăm că domnul primar se va interesa, așa cum s-a interesat și până acum, de toate problemele și va satisface și această necesitate, am zice, nu dorință, necesitate la nivelul comunei. Da, cred că majoritatea locuitorilor își doresc o rețea de canalizare. Da. Ar fi și mult mai simplu pentru dânsii. Am înțeles că domnul primar se află astăzi la Craiova pentru a rezolva o problemă cu un drum. Sau Drumul Sănătoarea, care e aproape spre finalizare. Sperăm că la sfârșitul lunii acesteia se termină lucrarea. E un proiect de 1.700.000 de euro, după câte știu eu. Un proiect destul de important. Da. Bineînțeles, nu numai Sănătoarea, porțiunea aceea care satisface cetățenii din părțile Drăguiești, Buzăști, Dumbrăveni, drum forestier, dar este și o 2 km pe Valea Ninișului, până la o captare de apă care era necesară și ne satisfăcea pe noi să putem umbla în condiții bune pentru a întreține acel bazin din această localitate. Sigur că mai avem în derulare încă un proiect, un centru de informare turistică în satul Drăguiești. Chiar se lucrează. Nu e un proiect mare, în jur de 100.000 de euro, dar e binevenit, fiindcă comuna noastră beneficiază de frumuseți deosebite, mai ales că este o comună montană, la palele munților, și cetățenii sau alți cetățeni din alte localități, turiști, au ce vedea în zona noastră. Pe lângă aceste frumuseți naturale, cum spuneți dumneavoastră, bănuiesc că aveți și ceva obiective turistice. Adică avem și obiective turistice, mănăstiri, Eschitul Crasna, sigur că pensiuni care sunt în număr de vreo 3 și unde cetățenii sau din alte orașe și din alte localități pot să se cazeze în bune condiții, să găsească tot ce le trebuie în aceste pensiuni. Sunt și multe tradiții, multe obiceiuri care se păstrează în comuna Crasna. Am văzut că aveți și un cămin cultural foarte frumos, modern, reabilitat. Da, da. Centru cultural în satul Crasna, așa îi zice acolo, din comuna noastră, unde într-adevăr putem să spunem că avem și un muzeu cu tot felul de obiecte străvechi,
care arată îndeletnicirea locuitorilor noștri din Moș Strămoș. Și putem să spunem, avem și un local acolo unde formațiile artistice pot să deruleze programe frumoase. Peste 350-400 de locuri are sala destul de încăpătoare. Deci, pe lângă acest cămin cultural. Da. În acest aveți centru un cultural. centru, un centru cultural, cum Centru spuneați cultural. dumneavoastră. Avem și alte cămine, Da? sigur, de Deci nu este dimensiuni mai singurul. mici, în satele Buzești, Dumbrăveni, Aniniș, Cărpiniș, chiar aici. Deci Deci aveți și alte cămine mai total micuțe, dar acel patru, centru, nu? da, Patru cămine. cinci. Cinci, cu cel mare, Cinci, cu sigur cel că din da. satul Crasna. Da. La biserici, ce ați mai reușit să faceți? Chiar acum, sigur, au fost întreținute locașele, cult s-a bucurat din partea noastră de o atenție deosebită. Putem să spunem că am sprijinit preoții din satele respective, din Aniniș, Cărpiniș, din Dumbrăveni. Chiar acum se lucrează acolo intens și noi suntem cu materiale disponibile în limita posibilităților noastre la reabilitarea bisericii. Sigur că și cetățenii și-au adus o contribuție deosebită, fiindcă prin contribuția lor s-a strâns o sumă destul de mare, în jur de 400 de milioane bani vechi, pentru pictură. Dar și noi am venit cu alte materiale și i-am ajutat ca să-și îmbunătățească încălzirea și un grup sanitar, deci anexe din astea la Da, care da. și contribuția primăriei s-a dovedit a fi destul de substanțială. Un spațiu unde poate să-și facă și dânsii o pomană, Da, parastas. alături de biserică, sigur că da. Zic eu acolo, o construcție care dă posibilitatea să fie ca un adăpost cu prilejul Acoperiș, unor, măsuțe, da, băncuțe, da? Totul frumos făcut. ca să fie, când se fac pomeni, parastase și alte, să aibă cetățenii unde să-și desfășoare aceste obiceiuri. În legătură cu aceste obiceiuri, ce activități culturale aveți dumneavoastră în decursul anului? De exemplu, în 2013, ce activități culturale ați avut până acum? Acum deja Noi fiind avem, octombrie, ziua da, vârstnicilor, ce organizați? da, noi avem cu ocazia bâlciurilor care tradiționale, Rusalii, Floriile, Sfântul Pantelimon, care sunt la noi împământenite aici din Strămoș, bâlciurile acestea. Noi avem două formații care desfășoară programe, formația Ciobănașul și Aninișanca, cu care desfășoară programe cu ocazia bâlciurilor, cu ocazia sărbătorilor, programe artistice. De altfel, am sprijinit și alte comune cu ocazia diferitelor sărbători, cum e Polovragiu, Novaciu, și așa mai departe, i-am sprijinit cu aceste formații care s-au deplasat și au ținut spectacole și în comunele învecinate. În octombrie, organizați Ziua Vârstnicilor? Da, Ziua Vârstnicilor, Poate da și ceva premii? sigur că da, mai ales la cetățenii care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie, o diplomă și o mică atenție financiară acolo, sigur, s-au bucurat din partea noastră, din partea primăriei. Am înțeles. Un centru unde sunt medici de familie, aveți? Da, un centru de permanență, zicem Da. noi, unde cetățenii, în cazuri deosebite, în loc să se ducă la spitale unde mai departe găsesc sprijin imediat. Mici accidentări sau, în sfârșit, sunt și alte cazuri în care medicii respectivi își fac datoria și le acordă primul ajutor. După care, probabil, sunt cazuri mai deosebite, sunt îndrumați spre spitale, dar primul ajutor se dă aici, în aceste centre.
Comuna Crasna este cunoscută pentru agricultură, pentru creșterea animalelor, în special Da, a oilor. Cam cu asta se ocupă oamenii, nu? avem fermieri care chiar au depășit cât 1000 de oi, ovine, și se bucură prin diferite forme de sprijin din partea organelor superioare, adică APIA, și au programe de 40-50 de mii de euro și așa mai departe. Nu numai asta, nu numai mari fermieri, mari, cum zicem noi, mai sunt peste 150 sau cred că se apropie de 200 pe măsura 141. E mai micuță, dar cetățenii cu 2-3 vaci, cu pomicultură, viticultură, cu nu știu ce, o scroafă, două, au putut să acceseze aceste proiecte și să beneficieze de un sprijin, de 1500 de euro, dar pentru ei e deosebit. 1500 de euro pe an e un sprijin. Așa este. Da, și cam din asta trăiesc și agricultură și creșterea ovinelor. Și din creșterea ovinelor, porcinelor și sigur că și viticultura și pomicultura, altfel nu e o zonă cerealieră aici. Deci creșterea vitelor, pomicultură, viticultură. Dar cum a fost recolta anul acesta? Acum să culeg strugurii, fructele, cum a mers? Cred că anul acesta a fost un an de vârf, fiindcă datorită faptului că primăvara a fost timpurie și nu cu brume și cu, nu știu, grindină, mai târziu grindina, dar prea puțin a afectat zona noastră, poate alte zone a făcut prăpân. Deci a fost un an de vârf din punct de vedere al fructelor, merele, perele și așa mai departe, prunele, că și aici e și o zonă a prunelor, cum zicem noi. Și la mățuica de prună e cea mai bună, cea mai gustoasă. Da. Și altoite și de celelalte autohtone, prunii au produs mari cantități de fructe. Deci au avut gospodinele ce să bage în cămară. Sigur. Gem, compot, compoturi, de toate. Da. Din punctul ăsta de vedere nu ne putem plânge că a fost un an bogat, deosebit. Am înțeles. Aici la primărie, la instituția pe care o conduceți, ce personal v-ar mai trebui? Dacă vă lipsește un specialist, ceva, ați mai avea nevoie de personal? Care este situația? Sigur că ar mai fi, dar cu încadrarea asta, sigur, nu se poate. Nu se poate. Nu. S-au pensionat câțiva din foștii salariați, numărul s-a redus, dar am înțeles de la domnul primar că ar mai trebui contabilitate ceva, dar fiindcă e o comună care depășește 5.000 de locuitori, deci putem spune că față de alte comune chiar e dublu numărul de locuitori. Dar pe viitor sperăm că se va putea ceva. N-am înțeles. Ce altceva ați vrea să mai faceți în perioada următoare? Ce v-ați mai propus din proiectele care aveați pe listă? Da, avem să vedem dacă se va aproba un proiect zona aceea Dumbrăveni-Buzești, trebuie o stație de tratare a apei. Tot pe fonduri europene sperăm să achiziționăm un utilaj multifuncțional, zicem noi, adică să ne ajute și la dezăpeziri, și la săpături, și la transport. L-a prevăzut domnul primar, să vedem, sperăm că până în octombrie-noiembrie proiectul va fi aprobat. Avem tot ce trebuie și atunci primăria sigur că va beneficia de acest utilaj care e foarte necesar, fiindcă noi trebuie să achiziționăm și plătim bani pentru achiziționarea de la diferite societăți. Începe pregătirile pentru sezonul rece, pentru iarnă, la școli? Pentru iarnă, din timp, a fost adus combustibilul necesar,
toate școlile au combustibil, bineînțeles, în lemne, fiindcă noi cu lemne ne încălzim. Combustibilul necesar a fost adus din timp, a putut fi depozitat în bune condiții, uscat și grădinițele, și școlile, și dispensarele, inclusiv primăria noastră are combustibilul necesar. Un utilaj pentru dezăcălzire, știți cum este, deja din septembrie începem să ne gândim la perioada aceea cu zăpadă mai mare și mai ales că în această zonă de sub munte, Crazna, aveți iernii mai grele aici. Cum este? Noi avem, de exemplu, Oștea are un utilaj și noi, faptul că trebuie să plătească un impozit la primărie, ne deservește cu un utilaj. Achiziționăm și de la alte firme de la Baia, iarăși, ca să fim... Deci nu ne bazăm un singur utilaj. M-au cetățenii câte un taf, pentru îi scădem din impozite și ne deservește pe anumite linii. Deci când vine un viscol, nu ne putem opri la un singur utilaj. Trebuie să avem 3, 4, 5 în același timp, fiindcă comuna e foarte întinsă, și satele sunt împrăștiate și un singur utilaj nu face față la drumul comunal, mă refer. Da, așa. Că drumul județene sunt deservite de factorii responsabili. Am înțeles. Domnule viceprimar, să dea Dumnezeu să fie bine. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Și noi vă mulțumim pentru că ați venit pe la noi să vedeți și să auziți lucruri bune, consider eu, care se pot rezolva la comuna Crazna și suntem, zic eu, cât de cât apreciați de cetățeni pentru tot ce am făcut până acum și vom face în continuare, că mai sunt de făcut. Așa este. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Ați auzit așadar, doamnelor și domnilor, care au fost investițiile realizate în 2013 și ce și-au propus autoritățile locale pentru perioada imediat următoare. Am ascultat toate aceste amănunte de la domnul viceprimar Dumitru Blându. Aceasta a fost și ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală din Comuna Crazna, normal. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.